bine, nu o să mă vedeți niciodată făcând fotografii cu lopata, oricum mă turoi în spate în acțiuni electorale. Nu voi vorbi niciodată de strategii grandioase care vor rămâne doar în arhiva ziarelor și televiziunilor locale. Nu mă voi lăuda cu proiectele europene făcute de alții și recunosc, nu voi scrie nimic cu oi pe deal. Destul. E timpul pentru Suceava. Da, o femeie președinte al Consiliului Județean Suceava. Sunt licențiat în științe juridice cu două masterate în administrația publică și management politic. Între 2017 și 2019 am fost prefectul acestui județ și am peste 20 de ani experiență în administrația publică. Cunosc problemele acestui județ și mai ales cunosc soluțiile de care are nevoie. Am lângă mine o echipă puternică, de care am nevoie pentru că e timpul pentru Suceava. Mă voi lupta pentru fiecare localitate, pentru fiecare familie, pentru fiecare sucevean. Această șosea de centură va fi gata în luna noiembrie 2020, cu un an înainte de termen. Rădăuțul este singurul oraș din România care are o centură inelară. Această șosea de centură pentru rădăuțeni înseamnă, în primul rând, scoaterea traficului greu din municipiu. Lucrările peste 90% sunt terminate. Are o lungime de 17 km și costă 18 milioane de euro. Investiția a fost aprobată acum 2 ani, când era la conducere guvernul PSD, condus de era prim-ministru Tudose. Eu vreau să întreb pe oamenii politici unde au fost până acum, pentru că acum s-au trezit că este șosea de centură în municipiul Rădăuț și vin tot pe aici. Eu am fost zilnic și nu i-am văzut până acum. Trebuie să fie Rădăuț un exemplu pentru celelalte administrații și noi trebuie să luăm exemplu de pe unele domenii de la alte administrații. Am promis, am făcut. Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Luigi Bărăguiu și vă invit la Profil de candidat. Astăzi, într-un cadru deosebit, pentru că suntem în centrul municipiului Rădăuț, aproape de kilometrul zero, la o emisiune în care avem ca invitați candidați ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din 27 septembrie. Și aș începe cu candidatul pentru președinția Consiliului Județean Suceava, doamna Mirela Domnică. Sărumâine, doamnă! Bună ziua! Tot o doamnă, candidat la primăria Voitinel și în același timp primar în exercițiu, doamna Maria Pleșca. Sărumâna! Bună ziua! Apoi candidatul de straja, Mihai Juravle, candidatul de marginea, Mihăiță Marian Hrițcan, candidatul pentru primăria Bilca, Ionuț Pătraș, candidatul pentru primăria Putna, Vasile Schipor, și candidatul pentru primăria Comunei Frătăuții Vechi, Gheorghe Ionesi. Bine ați venit, domnilor! Doamna Mirela a Domnicăi, în condițiile în care veți câștiga președinția Consiliului Județean Turismul, așa m-am gândit eu să vă întreb, turism se mai poate face sau se poate face la un standard mai ridicat decât înainte, acum după ce Suceava a fost denumită cu răutate Lombardia României?
Ceea ce ne-am propus noi în oferta electorală este un turism la standarde europene și, într-adevăr, turismul trebuie să devină polul dezvoltării economice a județului, în ciuda faptului că mai puțin de un an de zile pe acest județ a fost lipită această etichetă de Lombardia României, care a descurajat prezența turiștilor în acest sezon de vară în județul nostru. Și o spun în mod nedrept, dincolo de ceea ce s-a întâmplat în Spitalul Județean, în zona carantinată în premier în județul Suceava, în ciuda faptului că zona de munte, care este preponderent turistică, în perioada de carantinare, practic a fost o zonă curată. Noi n-am avut decât la Broșteni un focar la vremea aceea, pentru că restul comunilor din zonă, Dornarini, Vatra Dorne, chiar Poiana Stampei, Dorna Candreinilor, Ciocăneștiu, Cărlibaba, atunci n-au avut nici măcar un caz confirmat. Dar s-a extins această reputație negativă și de risc asupra întregului județ, astfel încât am avut de suferit în această vară. Dar, pe de altă parte, turismul rămâne principalul domeniu de activitate care va trebui să fie polul de dezvoltare, de relansare economică a județului, dar în mod obligatoriu și nu întâmplător, am conturat oferta electorală pe cele două obiective principale. Dezvoltarea economică a județului, relansarea economică a județului, dar corelat cu reabilitarea imaginii județului la nivel național. De aceea am promis și tot timpul mi-am ținut promisiunile. După ce voi prelua mandatul de președinte al Consiliului Județean, primul meu proiect va fi acesta, în care toți actorii importanți din județul Suceava, împreună cu dumneavoastră, presa locală, ne vom implica în proiectul mare de reabilitare la nivel național a imaginii județului. Fără reabilitarea imaginii noastre ca județ, imagine compromisă în mod nedrept, insist asupra acestui lucru, fără reabilitarea imaginii județului, noi nu vom reuși decât într-un timp mai îndelungat să restabilim din punct de vedere economic acest județ și un județ care, pe lângă ceea ce ni s-a întâmplat în premieră, a avut ghinionul să aibă o conducere la nivelul județului, care a contribuit și la un clasament negativ pentru noi, fiindcă, din păcate, în spațiu public în ultima perioadă, apar clasamente care nu ne onorează. Suntem județul cu cele mai mici salarii plătite din țară, suntem pe locul 41 din 43, după noi mai vine Buzău și Telormanul după aceea, raportat la ceea ce înseamnă salarii, număr de pensionari și rata șomajului. Și numai aceste două clasamente, pe lângă ceea ce ni s-a întâmplat în anul 2020 în județul Suceava, sunt motivele pentru care trebuie să aibă loc schimbarea la nivelul județului. Vă mulțumesc. Și o să vă rog să cedați microfonul doamnei primar în exercițiu de la Voitinel, Maria Preșca. Doamna primar, sunteți unul dintre cei mai longevivi primari din județul Suceava. Rămâneți cu aceleași gânduri pentru mandatul 2020-2024? Da, rămân cu aceleași gânduri de a continua proiectele frumoase care au fost implementate în comuna Voitinel. Și mai mult că sunt fiica satului, a comunei Voitinel, și îmi doresc să atrag cât mai multe fonduri pe viitor, în nou mandat. Deci, continuați. Sunteți hotărâtă ca să mergeți cu al câtelea mandat? Al cincilea, candidez pentru al cincilea mandat. Sunt multe lucruri de realizat în comuna noastră. Continui, așa cum cei 16 ani au fost încununați de multe realizări, continui și în acest mandat, dacă îl voi obține, să fiu alături de oamenii mei din comuna mea, alături de Voitineni. Dacă ar fi să aruncați o privire în spate, apropo de mandatul 2016-2020, extindere, apă, canal, infrastructură, sală de sport, poate punctați câteva dintre realizările noastre. Mandatul 2016-2020 a fost un mandat, într-adevăr, cu multe realizări. Un mandat care pot spune că am atins cam toate punctele de infrastructură. Infrastructură rutieră, infrastructura în apă și canalizare, infrastructura școlară.
Inclusiv pentru tinerii din comuna noastră am realizat o sală de sport, care, bineînțeles, prioritar este, sunt copiii școlii generale Voitinel, dar și tinerii din localitatea mea. Prin fonduri europene, pe AFIR, am realizat, suntem în curs de realizare, de implementare a unui proiect în valoare de 1,5 milioane de euro, extindere rețea apă și canalizare, întrucât Comuna Voitinel beneficiază tot pe fonduri europene în mandatul 2008-2012 de apă și canalizare viabilă, unde s-au racordat o mare parte din cetățenii comune, dar era necesară acea extindere pe o lungime de 13 km pentru a acoperi în proporție de 90% toată localitatea. Tot pe galul Ținutul Bucovine, tot pe fonduri europene, suntem în realizarea unui drum vicinal, infrastructură rutieră. Compania Națională de Investiții, așa cum am spus, am realizat o sală de sport. Pe programele naționale de dezvoltare 1 și 2 am reabilitat și extins două unități de învățământ, grădinița numărul 1 și corpul de școală vechi al școlii gimnaziale din Voitinel. Pe fondul de mediu, prin Banca Mondială, realizăm o platformă de gunoi de grajd pentru îndepărtarea nitriților și a nitraților din solul. Știm foarte bine că apa, pânza freatică, este infiltrată de acei nitriți și nitrați. Am încheiat chiar mandatul ăsta multe proiecte și din buget local, infrastructură rutieră pe tot ce ține de intravilanul comunei, uliți, drumuri vicinale, prin modernizarea lor, asfaltare sau betonare. Ca și realizări, așa cum v-am spus, au fost multe realizări în acest mandat. Bineînțeles, vin și din proiecte aprobate, contractate și din mandatul trecut. Tot acum, după finalizarea apei și canalului, în momentul de față suntem la probele de presiune, vom trece la realizarea trotuarilor în comuna Voitinel, pe o lungime de 5 km, necesare pentru cetățenii noștri, mai ales pentru copiii care merg la școală, pentru a degaja traficul foarte intens de pe drumul național DN2E. Doamna, pe mine m-ați convins, de aceea o să vă rog să-i cedați microfonul colegului noastre de la Straja, candidatul pentru primăria Straja, Mihai Juravle. Sunteți un candidat tânăr, sunteți un candidat care, așa, la prima vedere, arată că poate. Cu ce veți începe, domnule primar, domnule viitor primar de Straja? Care vor fi prioritățile noastre la start de mandat? Bună ziua și bun găsit dumneavoastră și telespectatorilor. Dacă 2016 a însemnat pentru mine un mandat cu multe provocări, cred în continuare în străjeni și cred în continuare că vor alege dezvoltarea comunei. Dacă la începutul mandatului am preluat o datorie foarte mare de 2,5 milioane de euro, datorie care la sfârșitul anului 2017 a fost preluată de către Guvernul României, iar după această preluare a datoriei ne-am putut gândi și la proiecte din bugetul comunei. În anul 2018, la sfârșitul anului 2018, am reușit să plătim și 720.000 de lei penalitățile și debitele fixate de către fondurile europene pentru cele 2,5 milioane de euro. A fost un mandat cu multe provocări, cum am spus și mai devreme, dar vreau să vă spun că sunt motivat să continui investițiile pe care le-am început, să merg mai departe pentru a dezvolta comuna Straja. Zilele trecute am inaugurat școala din Straja, un proiect de peste 700.000 de euro, un proiect frumos, un proiect de suflet, un vis devenit realitate. Dacă am început cu educația, vom continua și vom investi din nou în educație pentru reabilitarea și modernizarea școlii vechi, reabilitarea grădinițelor din localitate, dar vom continua și cu infrastructura.
Avem în momentul de față un proiect depus la Compania Națională de Investiții pentru modernizarea 11 drumuri comunale, un proiect de 7,5 km, însumând 1,6 milioane de euro. Un proiect care îl vom implementa pentru locuitori din Comuna Straja. Am modernizat până în momentul de față aproximativ 3 km de trotuar și vom continua. Mi-aș dori și sper acest lucru, vom continua cu modernizarea tuturor trotuarelor din localitatea noastră. Avem multe proiecte puse în sau supuse spre dezbatere și le vom continua pentru locuitorii Comunei Straja. Mă refer aici și la partea de extindere rețea apă canal, pentru că în momentul de față nu avem o sursă de finanțare, dar voi căuta, cum am reușit acest proiect cu școala, voi căuta finanțare pentru extindere rețea apă canal. Este o situație generală la noi în țară, nu putem să discutăm doar de Comuna Straja, dar modernizarea sau extinderea rețelelor de apă și canal trebuie neapărat făcută pentru fiecare cetățean. Proiecte cu finanțare europeană aveți în plan și așa ceva? Accesarea acestor fonduri europene, mă rog, proiecte finanțate? Dacă până în 2018, până nu am plătit datoria și acele penalități de care vă povesteam mai devreme și nu am putut accesa fonduri europene, vă dați seama că voi fi direct interesat de accesarea acestor fonduri europene. În momentul de față avem prin GAL Sucevița-Putna, AFIR, avem un drum de 92.000 de euro care în timp scurt, într-un timp scurt va fi și vom începe această lucrare. Sper ca în cel mult o lună jumătate să putem demara acest proiect. A fost un prim proiect depus prin fonduri europene, cu totodată cu deschidere spre alte proiecte, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, rețeaua de apă, canal, extinderea acesteia, nu vom putea face din buget local. Chiar dacă în momentul de față avem în Straja un buget consolidat, dar nu vom putea face o asemenea investiție din buget local. Mă voi interesa și îmi voi da interesul și voi da tot ce pot ca să realizez, fie prin Compania Națională de Investiții, fie prin Guvernul României, prin fondurile necesare de la guvern sau fie prin fonduri europene, această extindere de apă canal. Vă mulțumesc. O să vă rog să cedați microfonul colegului dumneavoastră de la Marginea, candidatul pentru șefia executivului local, Mihăiță Marian Hrițcan. Domnule Hrițcan, în condițiile în care veți câștiga alegerile pentru primărie la Marginea, cum sau ce veți face sau cum veți face ca primăria Marginea, ca localitatea Marginea să fie cunoscută altfel decât pentru ceramica neagră de Marginea? Bună ziua și bine v-am găsit. După cum deja mulți consăteni știu, eu deja organizez din 2018 patru concursuri de alergare montană în sat, în mai exact în zona Șoarec, concursul de alergare montană care străbat opcinile Bucovinei. Acestea ajung până la Palma, până la în apropiere de Putna, leagă pietrele Muierii, leagă Poiana Tăscior, leagă toate obiectivele importante din zonă. Țin în prima fază să mă prezint ca și profesie. Am terminat facultatea de construcție de la Iași, am și facultatea de arhitectură. Am dublă specializare, am de asemenea și 6 ani de experiență în domeniul proiectării efective, am lucrat cu fonduri europene, am lucrat cu primari din toată țara, am proiectat în toate județele din regiunea Moldovei, am proiectat în 3 județe din Olt, 3 județe din Ardeal. Înseamnă că veți fi arhitectul unui mandat de succes, nu? Da, da, și intenționez să accesez cât mai multe fonduri. Deja am în plan minim 6 proiecte care se împart la rândul lor în alte subproiecte. Un proiect, dacă îmi permite să le și enumăr, este un proiect foarte mare de ansamblu multicultural care se conține și o bibliotecă, zone de lectură, spații pentru relaxare, cafenele, spații comerciale. Un alt proiect de înființare a unei piețe noi, după ultimele normative și standarde impuse de legile actuale. Un alt proiect de dezvoltare pe zona Șoarec, unde deja organizez concursurile respective de alergare montană cu un sat de vacanță, în care să fac proiecte cu case
tradiționale în care să adun turiștii și efectiv casele alea să fie folosite ca spații comerciale în care consătenii să își vândă produse locale. De asemenea, în zona aceea intenționez să fac și o scenă în aer liber în care să se desfășoare toate evenimentele culturale în aer liber, pentru că în momentul de față toate evenimentele culturale se desfășoară într-o zonă foarte înghesuită unde lumea nu are unde să parcheze, este foarte, foarte incomod pentru mulți să ajungă la respectivele evenimente. Un alt proiect ar fi cel de a lărgi drumul care face legătura între sat și zona Șoarec și, bineînțeles, rețeaua de apă, canalizare și gaz, care este o problemă foarte, foarte mare la noi. Nu s-a făcut până în momentul de față și intenționez ca în acest mandat să-l duc în sfârșit la... Proiecte interesante. Da. De unde finanțare? Sau să vă întreb altfel, câți contribuabili, plătitori de taxe și impozite sunt la margine? Sunt foarte mulți, avem foarte multe SRL-uri, avem foarte multe persoane care s-au întors din afară ca să își deschidă mici afaceri și intenționez prin toate aceste proiecte să îi încurajez și de ce nu să-i ajut să se extindă. Pentru că până la urmă doar în acest fel putem dezvolta efectiv comuna. Să le asigur, să le creez spații în care, spații noi, spații de calitate în care aceștia să-și poată desfășura activitățile și care să nu fie suprataxate din punct de vedere al chiriei. De la Pudna, de la domnul candidat pentru primărie, domnul Vasile Schipăr. Bună ziua, permiteți-mi vă rog să vă salut și eu, pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Permiteți-mi să salut și colegii noștri aflat în platoul dumneavoastră. Să felicit colegii primari actuali în funcție pentru realizările pe care le au în mandatele anterioare și să urez succes colegilor care sunt implicați în campania care urmează. Domnule Schipăr, la Pudna, la 28 septembrie, acolo, cum veți porni? Cu siguranță cu dreptul, dar așa, care ar fi numărul 1 pe agenda dumneavoastră? Mulțumesc. Vă dați seama că după o activitate profesională cu suficiente realizări și cu, zic eu, cu frumoase realizări, sper că, ca experiența mea, să vină în sprijinul locuitorilor din comuna Pudna. Am pornit pe acest drum, motivat de faptul că sunt multe lucruri care trebuie făcute în Pudna și care nu au fost făcute până în momentul de față. În primul rând, m-aș referi la faptul că, deși este o zonă turistică extraordinar de frumoasă, cu rezonanță istorică, nu avem o alimentare cu apă corespunzătoare în comuna Pudna. Și în momentul de față, să cară apă, am văzut, este rușinos pentru Pudna să mai cară în secolul 21 apă cu zacaua pe la locuitori. Deși este o instalație de apă care nu corespunde nici dintr-un punct de vedere exigențelor impuse. Numai decât trebuie reabilitată instalația de apă și canal în Pudna și ar fi prioritatea numărul 1. Bineînțeles, toate acestea se pot face cu fonduri europene, pentru că știți foarte bine, noi venim de acolo de unde se poate. Lucrând cu fonduri europene, știu că se putea face proiecte pe fonduri europene pentru îmbunătățirea acestei infrastructuri. A doua prioritate în localitate este construirea unui dispensar, unui complex medical, mai degrabă spus, cu dispensar uman, dispensar sanitar, veterinar, cu un laborator de analize, pentru că zona este populată cu foarte mulți turiști, impactul este mare, populația este, nu este așa de numeroasă, dar vizitatori fiind în număr foarte mare, se impune un dispensar cu o farmacie pusă la punct, cu un complex și noi, în calitatea noastră pe care am avut-o, am sprijinit investiții legate de acest lucru. Sunt colegii noștri primari din zonă care au niște realizări foarte frumoase în domeniu, niște dispensare, niște cabinete medicale foarte bine puse la punct, dotate și finanțate prin fonduri europene. De ce poate? O altă prioritate de care m-aș lega și trebuie numai decât ar fi cea legată de relaționarea locuitorilor comunei cu administrația publică. Este imperios necesar să
creăm o apropiere între nevoile oamenilor și sprijinul care trebuie să-l primească acești locuitori de la administrația publică locală. Să vină în sprijinul lor, să vină în ajutorul lor, pentru că constrângerile actuale se impune din partea administrației publice un sprijin eficient pentru populație. Eu aș considera o prioritate numărul 1 legat de o inventariere corectă și eficientă a suprafețelor de teren și de pădure pe care le deține primăria Putna, proprietate publică și privată, pentru că este lăsate la voia întâmplării, sunt niște mijloace care trebuie puse în folosul locuitorilor comunei Putna. Și aici mă refer la exploatarea lemnului, la exploatarea judicioasă a suprafețelor de pășune și fâneață existente în comuna Putna. Obligatoriu trebuie făcut acest lucru, pentru că simt și am primit mesaje și semnale din partea locuitorilor comune pentru că aceasta este o dorință a lor. M-aș lega acum la faptul că în satul Gura Putne locuitorii de acolo se simt puțin neglijați. Eu am o slăbiciune de acolo pentru că soția se trage din Gura Putne și pe lângă faptul că eu sunt din Putna și sunt putnean, mă leagă și obligația cealaltă, pentru că dumneavoastră știți că acasă soția este șeful, chiar dacă noi suntem așa un pic mai bărbați, și atunci trebuie să dăm, sigur că da, trebuie să dăm ascultare și să facem tot posibilul ca și dorința lor să fie îndeplinită, și atunci vin în sprijinul oamenilor care sunt gospodari, harnici, în Gura Putne, și trebuie făcut niște regularizări de maluri și niște modernizări, întăriri, o rețea de canalizare pusă la punct, pentru că avem probleme, este la fel inadmisibil ca în Putna, în momentul când am avut niște probleme legate de un ploi mai torențiale, să vină oamenii cu saci la poartă ca să nu intre apa în curte. Așa este. Am o întrebare, apropo de Putna. Reluarea traficului feroviar la Putna a însemnat un plus vizibil sau palpabil? Ar fi fost un plus palpabil dacă ne-am fi gândit ca cei care vin în Putna să-și rămână. Și aici mă refer la faptul că nu există un parc de distracție pentru copii, nu există un parc de agrement, nu există ceva care să determine vizitatorii să rămână și pentru a doua zi. Și de aceea mă gândeam, este un proiect mai amplu și eu l-am discutat cu colegii mei din Putna, să realizăm acest lucru. Este o colaborare pe care eu intenționez să fac cu Vicovul de Sus, un aquapark de anvergură, ține de posibilitatea noastră să realizăm acest lucru, dar înainte de toate, după cum bine știți, Putna este așezată pe câte un pârâu. Toată Putna este legată de un pârâu care are obligatoriu trebuie să amenajate, realizate câte un iaz, câte un bazin de not, câte un parc de agrement pe fiecare pârâu, ca să creăm atractivitate în localitate. Am înțeles. O să vă rog, chiar dacă nu este tren la Frătăuții Vechi, să-i cedați microfonul colegului nostru, candidatul pentru primăria Comunei Frătăuții Vechi, Gheorghe Ionesi. Bună ziua! Domnule Ionesi, Frătăuțul Vechi este o comună bogată, așa se vorbește în zonă. Sunteți de acord? Sunt de acord. Este bogată pentru că la rândul ei are în componență oameni harnici, oameni gospodari, oameni care știu ce vor și oameni care au pus mereu umărul pentru ca localitatea să fie pe un standard cât mai ridicat. Nu vă întreb de nivelul de încasare a taxelor și impozitelor. Societăți comerciale puternice sunt acolo, din domeniul transporturilor, a industrie ușoare, a murăriți și panificație. Există ceva facilități pentru aceste firme, societăți comerciale? Nu au existat facilități la nivel de colectare de impozite și taxe. Nu știu, nici înainte de a fi apărut practic eu în administrația Comunei Frătăuții Vechi. Vreau să menționez că eu am apărut în 2008 împreună cu domnul primar Ionesi Vasile. Din 2008 am venit în administrația locală din mediul privat. Deci chiar din firma de transport, cum ați specificat și dumneavoastră.
Alături de domnul primar am făcut pasul acesta de a vedea un pic ce se poate face pentru localitatea noastră. Localitatea la nivelul anului 2008, dacă vă spun, nu știu dacă o să mă credeți, aveam doar 2 km de drum județean asfaltat. Atât. Era în comuna Frătăuții Vechi la nivelul anului 2008. Cum am venit noi și am preluat conducerea primăriei atunci, am pus umărul la treabă împreună cu domnul primar, am început să vedem situația, nici situația la bugetul local, deci situația din casări era foarte proastă, am auzit că straja avea un deficit de ordinul la milioane de euro, la noi n-a fost chiar așa de mult, dar oricum nu stăteam bine nici la încasări, nici pe niciunde. Am pornit împreună, primul gând a fost să accesăm ceva fonduri europene, ne-am asociat cu Comuna Gălănești, am format o asociație de dezvoltare intercomunitară și prin cadrul acelui proiect am obținut finanțare pentru 11,7 km de rețea de apă și canal. Atunci era mult, deci era un buget alocat de 2.800.000 de euro la ambele comuni. Partea cea mai mare, oricum, revenim Frătăuțului Vechi, pentru că noi aveam vreo 11,3 km pe comuna noastră. Să nu mă îndelung cu vorba, acel proiect a fost dus la bun sfârșit și pe lângă apa și canalul am reușit atunci și am asfaltat, am betonat două sectoare în satul Măneuț, de drum comunal. Un drum excelent care și în ziua de astăzi se prezintă foarte bine, a fost lucrat cu mare atenție și supravegheat. Apoi au apărut PNDL-urile și acolo am apărut și noi cu proiect de asfaltare chiar în satul Măneuț. La PNDL-ul din 2012-2016 am reușit în mai puțin de jumătate de an și satul Măneuț a fost asfaltat în totalitate. Deci a fost treabă. După care, mai recent să vă spun, din 2016-2020 am prins PNDL-ul 2, unde am modernizat școala din satul Frătăuții Vechi, care dacă veniți acum să o vedeți, putem merge oriunde în lumea asta și școală mai frumoasă și mai organizată și mai curată, nu știu dacă găsim. Nu să mă laud. Tot atunci am modernizat și grădinița din centrul Frătăuții Vechi. Am reușit și avem încă în lucru nu încheiată lucrarea cu un dispensar medical în satul Măneuț. Deci sunt multe lucruri făcute, de asta Frătăuțul apare acum ca un sat al oamenilor bogați. Sunt și oameni bogați, sunt oameni muncitori, dar mare parte este meritul și administrației care a fost și care sperăm că o să fie în continuare. Un pic acum suntem blocați, dar din 28 septembrie sperăm că vom reveni la normalitate. Da, o să vă rog să cedați microfonul colegului dumneavoastră de la Bilca, Ionuț Pătraș. La Bilca sunt la fel de bogați oamenii ca și la Frătăuții Vechi sau? Bună ziua dumneavoastră și dragi telespectatori. Da, am putea spune. Da. Bogați depinde acum în ce fel. Financiar avem cu oameni muncitori, harnici, plecați peste hotare, plecați mai bine spus din nevoie, care unii au încercat să vină acasă, dar din păcate s-au reîntors peste hotare. Simplu fapt doar ar fi poate lipsa curajului sau mai bine spus lipsa ajutorului primăriei, cum s-ar spune, zonei, pentru că dacă nu oferim ceva facilități, să-i ajutăm, să dezvolte, să ridicăm un pic gradul economic, nu reușim ca să-i atragem și să spuneți-mi revină la, acasă. La Bilca, la legea 416, la venitul minim garantat, sunt mulți? Ca și număr de persoane nu sunt foarte mulți, în jur la vreo 40 de persoane, plus minus, dar vă spun acum o cifră așa, nu chiar foarte multe persoane, majoritate de etnie romă sau ceva persoane care au avut poate un grad de dificultate sau un handicap, ceva care nu au putut ca să... Domnule candidat, mai aveți sau sunteți pe ultima sută de metri până la momentul 27 septembrie. Vă vedeți acolo în vârf? Să spunem că da. Așa aș vedea la momentul de față. Fără sprijinul cetățenilor
nu pot să visez. De aceea rog cetățenii mă cunosc, provin din mediul de afaceri, antreprenorial, conduc o firmă, am plecat de jos, provin din străinătate, am venit în țară la vârsta de 21 de ani, am luat-o totul de la zero, deci se poate. Știu să accesez și fonduri europene, mai avem ceva măsuri prin care putem accesa fonduri. Un pic cam târziu, din păcate, vechea conducere care a fost în mandatele care a fost nu a reușit să ducă comuna la un nivel de 2020, dar sperăm prin mine că o să reușim să revenim la standardele europene. Vă mulțumesc. O să vă rog să dați microfonul doamnei Mirela Domnică. Doamna Mirela Domnică, cât va reprezenta comunicarea, fiind la șefia Consiliului Județean, cât va reprezenta comunicarea sau cum va fi comunicarea dumneavoastră cu șefii executivelor locale, cu primarii de la nivelul județului Suceava, sau cât va conta această comunicare în activitatea noastră curentă? Eu am comunicat cu primarii din județul Suceava, din cele 114 unități administrativ-teritoriale și în calitate de prefect. Și unul dintre motivele pentru care m-am angajat în această luptă este cel că îmi doresc ca în județul Suceava să se facă mai multă administrație și mai puțină politică. Pentru că, din păcate, în ultimii 4 ani de zile, dacă în ceea ce privește finanțarea guvernamentală, primarii din județul Suceava au fost tratați transpartinic și nu există primărie în afară de municipiul Suceava, unde domnul primar nu a depus niciun proiect, dar toate cele 113 primării din județul Suceava au primit finanțare pentru cel puțin 2 proiecte cu finanțare guvernamentală, indiferent de apartenența politică a primarilor. Ori din bugetul județean, finanțările pentru primăriile din județul Suceava au fost disproporționate și au existat discriminări după acest criteriu politic. Deci când vorbesc de comunicare de la nivelul conducerii Consiliului Județean cu primarii din județul Suceava, vorbim de o comunicare corectă pentru toți sucevenii din județ și dacă vreți, deviza programului nostru PSD pentru județul Suceava este centrul județului, va fi în fiecare localitate din acest județ, indiferent de culoarea politică a primarului, va depinde această, dacă vreți, colaborare și finanțare de interesele fiecărui sucevean din acest județ și a fiecărei comunități din acest județ. Și cred că turul pe care l-a făcut microfonul în această echipă cu care ne-am prezentat în fața dumneavoastră a fost convingător și pentru cei care ne-au urmărit, pentru că Mihai, candidatul nostru de la Marginea, nu și-a spus vârsta, are 26 de ani, este cel mai tânăr candidat din județul Suceava la funcția de primar și sunt convinsă că modul în care și-a expus proiectele pentru comuna Marginea a fost cât se poate de convingător. Are și pregătirea profesională, expertiza și experiența de proiecte în primării din, v-a spus, toate județele din regiunea Nord-Est și încă 3 județe din altă regiune din țară. Sunt candidați care vin din mediul privat, sunt candidați care au intrat în administrație și în politică de acum 12 ani de zile și vin din postura de candidat, dar cu experiența administrativă necesară. Domnul primar de la Straja, ce să mai spunem, a avut un mandat foarte greu pentru că dincolo de acei 2,5 milioane cu care a preluat primăria din Straja ca și datorie și care dacă nu era preluată de guvernul României ar fi însemnat falimentul, dacă vreți, pentru comună, a avut și o luptă internă acolo cu o majoritate în Consiliul Local care a avut principal obiectiv în acești 4 ani de zile, sabotarea și blocarea tuturor proiectelor pentru comuna Straja pe care le-a inițiat domnul primar. Un mandat buciumat a fost acolo la... Da, la Putna, ce să mai spunem, candidatul nostru, domnul Schipor, vine cu experiența de la APIA și finanțările europene pe care sunt convinsă că le are în vedere pentru comuna Putna, pentru că întotdeauna este loc de mai bine. Voitinelul este exemplu și nici nu mai are rost să vorbim despre ceea ce poți să faci într-o comună atunci când ești un primar destoinic, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, dar când îți dorești pentru comunitatea ta să aduci bunăstare
stare, a reușit și este, dacă vreți, exemplul pe care eu îl invoc de fiecare dată când unele argumente misogine mai sunt aduse în discuția candidaturii unei femei la președinția Consiliului Județean. Dar am reușit să sparg gheața și la parlamentare, am fost prima femeie parlamentară în județul Suceava, am fost prima femeie prefect în județul Suceava și toate femeile primari din județul Suceava confirmă că o candidatură și o funcție de conducere exercitată de către o femeie este întotdeauna cu certitudine 100% rețeta de succes. Bun, dacă ați făcut față cu succes unui mandat de parlamentar, ați fost și reprezentantul guvernului la Suceava, calitatea de președinte Consiliului Județean, acum cum o vedeți? Credeți că va fi mai greu, mai dificil? Vorbim până la urmă de conducerea acelui județ pe care am asigurat-o în calitate de prefect, e adevărat, cu alte prerogative de coordonare în ceea ce privește instituțiile deconcentrate și cele 114 primării, aceleași cu care voi lucra în calitate de președinte al Consiliului Județean, dar având la dispoziție mai multe pârghii decât atunci când am fost prefect. Voi avea un buget cu care voi putea cofinanța proiectele din unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava și voi avea mai multe instrumente la îndemână pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea coordonată a județului Suceava, din perspectiva mai ales a investitorilor care trebuie aduși obligatoriu în județ, motivându-i, pentru că noi așa agenții economici nu sunt ONG-uri de caritate, trebuie să obțină un profit. Și atunci, pentru a putea avea locuri de muncă mai bine plătite, pentru ca tinerii să nu plece în afară să-și caute locuri de muncă, noi trebuie să creăm aici, atrăgând investitori. Din păcate, anul acesta ne-a plecat un investitor de pe zona de munte și nu a venit niciunul în ultimii 4 ani atât de mare și de puternic încât să avem un pol de dezvoltare în jurul unui agent economic creator de locuri de muncă. Deci noi în anul 2020, în județul Suceava, avem următoarea situație. Cei mai mari primii 2 angajatori sunt Consiliul Județean Suceava și Inspectoratul Școlar de Învățământ. Și cu asta am spus tot. Care credeți că ar fi tentația maximă pentru un investitor străin în județul Suceava? Motivele care să-l determine să aducă investiția aici în județ. Da? La asta vă referiți. De acord. Deci, în primul rând, administrația publică locală are posibilitatea să acorde anumite facilități. Concesionarea unui teren, fără taxă, deci la modul gratuit și și eventual pe un termen cât mai lung, astfel încât și agentul economic, investitorul, să-și facă proiecția pe un viitor pe o perioadă mai lungă de timp. Pot fi acordate scutiri de impozite, taxe. Mi-a plăcut foarte mult Mihai la marginea care, la întrebarea dumneavoastră câți contribuabili sunt la bugetul local, nu s-a gândit la persoana fizică care își plătește taxe și impozite pe casă. S-a gândit la agentul economic din marginea, care trebuie ajutat să-și dezvolte afacerea, pentru că în felul acesta agentul economic va mări contribuția lui la bugetul local și își va înflori afacerea acolo în comună. Aceasta trebuie să fie gândirea și motivația pentru care investitorul să vină în județ și să investească pe termen lung. Și trebuie să găsească deschidere, pentru că vă spun și din perspectiva unui director al unei agenții de ocupare a forței de muncă, care am organizat burse speciale pentru investitori care au vrut să vină în județ. Ne-au contactat pentru ceea ce înseamnă forță de muncă pe noi și mi-am făcut datoria acolo, împreună cu colegii mei, și au contactat administrația publică locală și n-aș vrea să dau exemple de instituții, cu siguranță a fost Consiliul Județean și câteva primării din județ, unde n-au găsit deloc deschidere, dimpotrivă blocaje, dacă nu și alte chestiuni care depășesc cadrul de legalitate în ceea ce privește parteneriatul public-privat, care nu s-a mai implementat, concretizat, și investitorii au plecat și au găsit deschidere în alte județe. Da. Deschidere și bunăvoință până la urmă, nu? Interes comun, despre asta este vorba. Este interes comun, de aceea vorbesc de soluția parteneriatului public-privat, da? Partenerul privat are interesul să obțină un profit, iar partenerul public, instituția publică, administrația publică locală, are interesul să creeze locuri de muncă bine plătite pentru cei din comunitatea pe care o păstoresc și să aibă contribuții și la bugetul local, tot pentru dezvoltarea comunității. Acesta este circuitul, lucrurile nu sunt complicate, numai că trebuie să fie de bună credință și interesul principal să fie cel al comunității pe care o conduci.
Doamna Mirela Domnică, timpul nu ne mai permite să facem un tur cu microfonul și prin alături de colegii dumneavoastră, așa că ultimul cuvânt îl aveți dumneavoastră, vă rog să vă uitați la cameră. Ultimul cuvânt împreună cu echipa mea, pentru că în ceea ce privește candidatura doamnei primar și următorul mandat la Comuna Voitinel, nici nu există niciun fel de semne de întrebare sau de emoție, atât au rog să nu facă 100% și să nu aibă unanimitate în Consiliul Local. În ceea ce privește straja, îi doresc domnului primar să aibă o competiție care nu va fi ușoară, sunt convinsă, dar să aibă o competiție în care mesajul unui primar de bună credință, care a trebuit să-și dubleze efortul într-o comună în care o majoritate din Consiliul Local nu i-a fost alături, această competiție să-i permită ca mesajul lui de primar în funcție, cu realizările pe care le are în spate, să ajungă la cât mai mulți străjeni, astfel încât să-i aibă alături pe 27 septembrie, prin votul pe care îl vor exprima, să-i dea majoritatea de care are nevoie în următorul mandat și să poată să aibă alături Consiliul Local și străjenii în interesul acesta comun al lor, al comunei Straja, care trebuie să se dezvolte și sunt convinsă că va dubla cel puțin proiectele pe care le-a implementat până acum în comuna Straja. Și pentru colegii debutanți, în ceea ce privește competiția pentru funcția de primar, am toată încrederea că vor reuși cu aceste proiecte pe care, în timpul scurt pe care l-au avut la dispoziție, să le prezinte. Mai au încă 2 săptămâni de campanie electorală și le doresc multă rezistență și putere să ajungă la cât mai mulți din oamenii din comunitatea pe care vor să-i reprezinte. Vor câștiga alegerile pentru funcția de primar în comunele lor. Le cer sprijinul în această campanie pentru candidatura mea la funcția de președinte al Consiliului Județean și sper că împreună această echipă pe care am arătat-o celor care ne-au urmărit a reușit să-i convingă și pe urmăritorii noștri și pe 27 septembrie această încredere pe care ne dorim să vă fi câștigat și astăzi să se concretizeze în voturi exprimate pentru această echipă multiplicată prin tot ceea ce înseamnă echipele noastre, colegii noștri în cele 114 localități din județul Suceava, în frunte cu candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean și echipa de consilieri județeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Timpul alocat emisiunii se apropie de final. Sunt Luigi Bărăgoiu și până data viitoare vă doresc toate cele bune! Pe mine n-o să mă vedeți niciodată făcând fotografii cu lopata, ori cu măturoi în spate în acțiune electorală. Nu voi vorbi niciodată de strategii grandioase care vor rămâne doar în arhiva ziarelor și televiziunilor locale. Nu mă voi lăuda cu proiectele europene făcute de alții și recunosc, nu voi scrie nimic oi pe deal. Destul! E timpul pentru Suceava! O femeie președinte al Consiliului Județean Suceava. Sunt licențiat în științe juridice cu 2 masterate în administrația publică și management politic. Între 2017 și 2019 am fost prefectul acestui județ și am peste 20 de ani experiență în administrația publică. Cunosc problemele acestui județ și mai ales cunosc soluțiile de care are nevoie. Am lângă mine o echipă puternică, de care am nevoie pentru că e timpul pentru Suceava. Mă voi lupta pentru fiecare localitate, pentru fiecare familie, pentru fiecare sucevean. Această șosea de centură va fi gata în luna noiembrie 2020, cu un an înainte de termen. Rădăuțul este singurul oraș din România care are o centură inelară. Această șosea de centură pentru rădăuțeni înseamnă, în primul rând, scoaterea traficului greu din municipiu. Lucrările peste 90% sunt terminate. Are o lungime de 17 km și costă 18 milioane de euro. Investiția a fost aprobată acum 2 ani, când era la conducere guvernul PSD, condus de era prim-ministru Tudose.
Eu vreau să-i întreb pe oamenii politici unde au fost până acum, pentru că acum s-au trezit că este șosea de centură în municipiul Rădăuți și vin tot pe aici. Eu am fost zilnic și nu i-am văzut până acum. Trebuie să fie Rădăuți un exemplu pentru celelalte administrații și noi trebuie să luăm exemplu de pe unele domenii la alte administrații. Am promis, am făcut. Vreți fapte, nu-i așa? Vorbe ați tot auzit, mai ales în campanie electorală. Eram prefectul acestui județ în anul 2017, când am găsit numeroase șantiere abandonate pe drumurile din județ. Fapte? Poftim! Am terminat varianta ocolitoare a Sucevei și am scos traficul greu din oraș. Am finalizat drumul Ciocănești-Cârlibaba, care leagă Bucovina de Maramureș. Am modernizat DN17B, iar astăzi se circulă în condiții normale și în siguranță pe Valea Bistriței. În doar 3 ani am asfaltat aproximativ jumătate din drumurile naționale care traversează județul. Dar mai sunt multe lucruri de făcut. Suceava are nevoie de autostradă, e clar. Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, au nevoie de prea multă vreme de variante ocolitoare. Turismul este un domeniu strategic al județului nostru, dar depinde și de calitatea infrastructurii rutiere. Noi drumuri județene care leagă Slatina de Voroneț, Moldovița de Putna sau Mănăstirea Humorului de Sucevița vor deschide alte posibilități. Vom recupera timpul pierdut prin proiecte. Vom reface rețeaua de drumuri județene la zi, cu asfalt de calitate și lucrări de întreținere făcute cu responsabilitate. Destul s-a așteptat. E timpul pentru Suceava. Un primar responsabil nu are vacanță. Un primar care ține la urbea lui se îngrijește în primul rând de viitorul comunității, de copii. De școlile care ne formează, copiii, nepoții. Așa cum ți-am promis acum 4 ani, școlile și grădinițele din Rădăuți sunt și vor fi o prioritate pentru mine. Acum câteva luni aici era asfalt. În prezent, o clădire nouă cu 10 săli de clasă. Am modernizat terenul de sport de la școlile din municipiul Rădăuți. Am renovat sălile de sport. Am construit un spațiu de joacă pentru copii, clasele 1-4. Un teren de mini-fotbal și niște spații de joacă pentru copii. Am făcut terenul de basket și pista de atletism la Colegiul Eudoxie Hurmuzache. Am promis, am făcut. Oh,
o zi deosebită astăzi pentru noi, pentru Comuna Straja, când astăzi, așa cum spunea Părintele Stareț, de ziua nașterii Maicii Domnului, inaugurăm și sfințim școala din Straja, la 50 de ani de la prima inaugurare, 1970-2020, 50 de ani de învățământ în școala nouă. Mă bucur să ne revedem aici la Straja într-o zi cu dublă semnificație. Este o zi de sărbătoare, nașterea Maicii Domnului, o sărbătoare a vieții și a luminii și este prilej de sărbătoare și bucurie pentru că sfințim o școală. Și l-am admirat întotdeauna pe domnul primar pentru că este un luptător. Alături de dumneavoastră este și doamna primar de la Voitinel, domnul primar de la Bicovu de Sus, cu mai multe mandate în spate, domnul primar de la Bicovu de Jos și dumnealui la primul mandat. Și au reușit să facă lucruri deosebite în comunele lor pentru oamenii din comunitățile lor. Și vedem astăzi o școală nouă, reabilitată, modernizată, dotată, o școală pe care o putem încadra în anul 2020. Copiilor le doresc să-și înceapă școala pentru că sunt convinsă că vor să revină alături de colegii lor fizic în școală și le doresc să aibă un an cu rezultate și fără prea multe provocări pentru că este o generație greu încercată. Dacă noi, cu toate celelalte greutăți, știam ce urmează, terminăm o școală în condițiile obișnuite cu predare la clasă, acești copii ai noștri acum sunt o generație pe care o consider aproape de sacrificiu. Nu știu cum își vor asimila cunoștințele și informațiile predate cu dascăl în față sau online, pe tabletă, e complicat. Dar am speranță, mare speranță în această generație pentru că ei se vor adapta, poate mai ușor decât noi adulții. Se vor adapta și vor face față. Dar în primul rând să avem toți sănătate și să putem face față la toate încercările care vor veni și îmi doresc aici la Straja de fiecare dată când vor reveni domnul primar să fie prilej de bucurie. Cum au fost concertele de Crăciun aici cu colindele acelea deosebite care ne-au încărcat sufletul? Pentru că pe domnul primar l-am mai admirat. În afară de investițiile pe care le-a făcut aici în comună, pe lângă școli, pe lângă drumuri, pe lângă celelalte investiții, a înțeles că important pentru comunitate este sufletul acelei comunități. Și a pus amprenta domnul primar aici la Straja și pe comunitate de a înnobilat și trăirile, pentru că este importantă școala, este importantă educația, într-adevăr, Părinte Stareț, dar mai importantă este trăirea. Să trăiți frumos și sănătos!